Bine ați venit pe canalul nostru înainte de a merge. Videoclipul nostru, abonați-vă la canalul nostru. Nu uitați să activați notificările și să ne susțineți. Partajarea videoclipului nostru cu cei dragi. Actrița turcă de succes Sele Turkoglu a plecat în Rusia. Și actorul turc care a sunat. Multă atenție la interviuri și evenimente pe care a făcut-o în timpul vizitei sale în Rusia, a primit-o. Mare atenție în special din partea fanilor săi. Femeia Turkoglu s-a întâlnit cu participanții. La evenimentele desfășurate în Rusia a stat de vorbă cu ai lui. Fanii și-a realizat interviuri cu mass media. Sosirea jucătorului turc a devenit centrul atenției presei și fanilor. Rușii în special comportament cald. Iar abordarea sinceră a lui Sele Turkoglu a fost primit pozitiv de publicul rus. Actorul a recunoscut în interviuri că a găsit un interes mai mare decât se aștepta Turkoglu, care a fost mișcat de reacțiile entuziaste ale fanii lui. Au împărtășit aceste momente speciale cu urmăritorii tăi, partajând postări pe conturile lor de socializare în presa rusă. A urmărit îndeaproape sosirea jucătorului turc și a acoperit în detaliu evenimentele și intervievează Turkoglu, care împărtășește acest lucru impresionant pe rețelele sociale și a întărit legături cu fanii săi ruși pe lângă îmbrăcăminte ce a purtat actrița turcă în timpul vizitei la Rusia și eleganța ei în evenimentele la care participă. La care a participat a atras atenția presei. Preferințele și aspectul stilului de modă elegante Sele Turkoglu au fost printre cele subiecte discutate atât între fanii săi cât și printre iubitorii de modă. Vizitează Sele Turkoglu către Rusia a fost considerat un pas important. Nu numai pentru cariera ta, ci și pentru extindere. Se pare că baza voastră internațională de urmăritori, că dracul cald și interesul pe care l-ai primit, jucătorul turc din Rusia va contribui la cel mai bun al său recunoaștere pe arena internațională. Turkoglu, unul dintre numele populare ale lumea televiziunii și cinematografiei turcești, continuă stabilirea unui tron în inimile celor telespectatorilor, făcând declarații sincere în un program la care a participat. Acest interviu, în care celebrul actor a dezvăluit secretul lui, persoana iubită a primit o acoperire extinsă în rețelele de socializare și în reviste Una din Prunas, care se remarcă printre întrebările lui Sele Turkoglu. În program este: la ce atribuiți faptul de a fi atât de iubit încât s-a întâmplat, a răspuns Turkoglu. Sincer la această întrebare și a spus că arăt ca a încercat o persoană sinceră și bine intenționată. Ține-mi inima curată cumva. Se reflectă în oamenii care privesc. În acest sens este foarte important ca energia noastră să fie reciprocă. Frumos și curat, a afirmat. Aceste afirmații sincere ale actorului fuer au fost primite pozitiv de către publicului. Videoclipurile și citatele distribuite pe platformele de social media au dus la apreciere. Energia cinstită și pozitivă a lui Turkoglu în plus. În comentariile făcute de fanii săi s-a subliniat că Sele Turkoglu se remarcă nu numai prin talentul său, dar și pentru sinceritatea sa. Interviul de celebrul actor a primit și o acoperire largă în presa tabloidă. Siteurile de știrile și reviste susțineau că Turkoglu a ajuns la fanii săi oferind o acoperire extinsă. La răspunsurile sale sincere s-a afirmat că actorul și-a demonstrat calitatea nu numai prin performanța sa scenic, dar și cu postura lui personală. Și sinceritatea, aceste cuvinte de Sele Turkoglu nu sunt doar răspunsurile tale la un program televiziune, dar și dezvăluie încă o dată ce lucru important este caracterul și postura unui artist. Aceste declarații sincere ale lui Turkoglu
continuă să impresioneze publicul și să ofere. Cunoscând numele actorului popular în fața unui public. Și mai larg, celebra actriță turcă Sıla Türkoğlu. Continuă să zguduie lumea revistelor cu declarații pe care le-a făcut în ultimul său interviu. Aceste cuvinte ale lui Türkoğlu, în care sublinia cum sinceritatea joacă un rol fundamental în relațiile lor readuse pe ordinea de zi dă. Problemele din culise legate de DVS. Relația anterioară, în special aluzia la Hayri İbrahim Yam, a fost larg mediatizat în presă. Declarația senzaționalistului turc Türkoğlu. Sinceritatea este foarte importantă pentru mine, dacă ar fi sincer, relația mea cu Xalil İbrahim Yam ar continua să părăsească publicul și adepții. Cu curiozitate, aceste cuvinte deși conțin helasa relației ei cu Xalil İbrahim Yam în trecutul au fost și ele interpretate într-un fel notabil în timpul vizitei sale în Rusia, această știre, care se răspândeau rapid pe platforme. Rețelele sociale au adăugat o nouă dimensiune la istoria relațiilor lui Sıla Türkoğlu. Declarațiile jucătorului turc au provocat speculații despre cum s-a încheiat relația lor cu Xalil İbrahim Ceyhan. Lumea tabloidelor a apreciat aceste cuvinte în raport cu vizita sa spre Rusia. S-a făcut referința de Sıla Türkoğlu lui Xalil İbrahim Ceyhan, deși nu încă sunt declarații de pe frontul Xalil İbrahim Ceyhan. Cuvintele lui Türkoğlu sunt urmate îndeaproape de către un public larg. Interviul în cauză, de asemenea, a primit o acoperire extinsă în presă, site-uri de știri, tabloide turcești și revistele analizează în detaliu afirmațiile de la Türkoğlu și atrage publicul la eveniment. Acest debut Türkoğlu dovedește încă o dată care este un nume despre care se vorbește și se urmărește frecvență în lumea revistelor, în timp ce publicul așteaptă cu nerăbdare viitorul. Declarații și știri de la Türkoğlu se pare ca vom continua să vorbim despre acest nou eveniment pe scena revistei turcești în timpul mult timp. Ce părere ai despre asta? Te așteptam. Comentarii, ne vedem în următorul video. Acelea care nu s-au abonat încă la canalul nostru YouTube, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și distribuie videoclipul nostru cu cei dragi. Pa!